Bine ați revenit alături de noi, așa cum v-am promis data trecută. Continuăm să vorbim despre ascultare, despre ce înseamnă să nu ascultăm de Dumnezeu, dacă este important, atât de important să ascultăm de Dumnezeu, uh, pentru că o să aflăm și dacă există anumite consecințe. la am alături pe pastorul Man Samuel. Uh, bine ați revenit alături de noi. Mă bucur no, că putem găsit. să continuăm acest subiect, pentru că e un subiect foarte mare și uh, timpul este foarte limitat. Ne e greu să rămânem la câteva minute să vorbim despre ascultare. Ce se întâmplă atunci când nu ascultăm de Dumnezeu, când refuzăm complet să facem ceea ce El ne îndeamnă să facem, ceea ce El ne pune în, în minte și în inimă ca îndemn să facem? Um... Dumnezeu n-aș putea să spun că se resemnează, pentru că Dumnezeu este suveran și fără mine Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Eu fără el sunt pierdut pentru totdeauna. însă Dumnezeu creează anumite momente și anumite contexte în care să ne drepte atenția spre el și gândul înspre el, însă în definitiv Dumnezeu lasă ne lasă pe fiecare dintre noi să alegem ce dorim, avem libertatea de a alege ce să facem, însă nu mai avem libertatea de a alege consecințele care vin în urma alegerilor pe care le-am făcut. Există consecințe și pentru unii cu durere nefaste, tragice și cu, cu, cu implicații eterne. Cu implicații eterne. Am vorbit în această seară și despre cum Dumnezeu nu ne constrânge, am vorbit în această seară și despre cum Dumnezeu ne lasă să alegem, dar și despre un fel în care Dumnezeu ne influențează, ne, ne strânge cu ușa, poate să spunem așa, ca să împlinim ceea ce El ne cere. Cele două parcă se bat cap în cap. Pe de o parte, Dumnezeu respectă voința fiecăruia dintre noi și pe de, de cealaltă parte, dragostea lui Dumnezeu care l-a coborât pe Domnul Iisus Hristos din cer pentru noi, se manifestă prin influențele pe care Dumnezeu și impactul pe care Dumnezeu vrea să-l creeze în viața noastră, prin diferite contexte, chiar inconfortabile la un moment dat pentru noi. Pe de o parte, Dumnezeu respectă alegerea fiecăruia dintre noi și dragostea lui Dumnezeu, pe de cealaltă parte, încearcă să influențeze, să determine alegerile noastre. Însă, Cuvântul lui Dumnezeu este foarte categoric, clar. Dumnezeu ne spune clar, îți spune înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Și, pe urmă, provocarea lui Dumnezeu. Alege. Și nu ne lasă doar așa să alege din variante, nu. Spune, alege viața ca să trăiești. Ne spune și ce să alegem. Cred că e o dovadă de înțelepciune, zic eu, din partea noastră, să ascultăm de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, până în fond și la urma urmei, nu are absolut nimic de câștigat. Beneficiarii suntem noi dacă ascultăm. De cuvântul lui Dumnezeu Și ați spus că avem de câștigat foarte mult Noi, atunci când ne ascultăm pe Dumnezeu Și nu Dumnezeu e cel care Beneficiază de cine știe ce Corect Dar totuși sunt oameni care aleg să nu asculte de Dumnezeu De ce credeți că refuză să asculte de Dumnezeu? Sunt mai multe lucruri Și aș vrea în scurt Să, să le trec Să le subliniez, să le trec în revista Pentru a asculta de cineva Trebuie să crezi în acel cineva și ca să crezi în acel cineva, trebuie să-l cunoști pe acel cineva. Oamenii nu au curajul să asculte de o persoană sau de cineva pe care, pe care nu-l cunoști și în care nu au încredere. De aceea, cred că trebuie făcut niște pași în, în ceea ce înseamnă ascultarea de Dumnezeu. Și, în primul rând, cred că trebuie să, 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 să credem în Dumnezeu și să dezvoltăm prin experiența și relație cu Dumnezeu, să dezvoltăm o încredere totală în Dumnezeu, ca mai apoi să putem asculta de Dumnezeu. Pentru că nu poți să asculti de, de, de cineva pe de care, care nu-l cunoști, ci în care nu ai încredere. Și cred că primul pas ar trebui să, să fie cel al cunoașterii de Dumnezeu. Ar trebui să să avem o relație de cunoaștere, să-L cunoaștem pe Dumnezeu și prin experiența aceasta cunoașterii, Dumnezeu spunea la un moment dat puneți-mă la încercare și veți vedea, experimentați, puneți-mă la încercare. E nevoie de a-L de a cunoaște pe Dumnezeu și de a, prin experiență de a avea încredere în Dumnezeu lucru care ne va conduce și vom avea o bucurie în a asculta pe Dumnezeu, cunoscându-i caracterul, cunoscându-i intențiile bune pe care le are cu privire la fiecare dintre noi, nu vom avea nicio îndoială ca să ascultăm de tot ceea ce ne cheamă Cuvântul lui Dumnezeu să ascultăm. Să este un prim aspect al cunoașterii de Dumnezeu. Păi e un alt aspect, aș zice eu, depinde de obiectivul pe care îl avem în viață. Să, să ne punem fiecare dintre noi întrebarea ce am de câștigat și ce am de pierdut. Vedeți, sunt oameni care nu se gândesc la sufletul lor, nu se gândesc la eternitate, se gândesc doar la viața aceasta, doar la binele pământești din viața aceasta. Apostolul Pavel spunea: Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Depinde ce obiectiv avem. Dacă totul vrem să se limiteze doar la viața aceasta și nu ne interesează absolut nimic, din ceea ce înseamnă eternitatea și ceea ce este după viața aceasta, este irelevant să ascultăm de Dumnezeu. Deși sunt beneficii chiar în viața aceasta, beneficii care vin în urma ascultării de Dumnezeu. Însă, dincolo de cadrul acesta temporar, limitat, a asculta de Dumnezeu are beneficii eterne, așa cum anticipam și spuneam și mai devreme. Și ține de obiectivul fiecăruia dintre noi. Eu, totdeauna când aleg să de Dumnezeu, în primul rând mă gândesc nu la efectele imediate sau beneficiile imediate ale ascultării mele, ci la efectele pe termen lung a eternității dorinței mele de a fi pentru totdeauna cu Domnul Slavă. Mă determină și îmi dă putere să ascult chiar în lucruri poate mai greu de, de, de pus în practică sau de ascultat. Nu am o problemă să ascult tot ce spune Cuvântul lui Dumnezeu gândindu-mă la eternitatea pe care o voi petrece cu Domnul în slavă. Și un, un al treilea aspect pe care aș vrea să-l subliniez este măsura iubirii pe care o avem pentru Dumnezeu. Spune Cuvântul Domnului prin Apostolul Ioan: Dacă mă iubiți, veți. Păzi poruncile mele. Acum, cei care suntem familiști, am trecut printr-o etapă a vieții, la un moment dat ne-am îndrăgostit, așa mai departe, nu ni se părea nimic greu și nimic mult să faci pentru cel sau cea pe care o iubești. Pentru soția mea și momentele de la început, dar și astăzi, pentru că avem o dragoste adevărată și reciprocă, nu mi se pare să, greu să, să fac anumite lucruri care știu că o, o anumite lucruri care sunt înspre binele și folosul ei. E, e măsura iubirii noastre. Dragostea față de Dumnezeu se dovedește prin Măsura ascultării noastre de Dumnezeu. Aia e măsura dragostei noastre. Nu declarațiile, nu faptul că îl iubim pe Dumnezeu într-un mod declarativ, ci măsura ascultării noastre de Dumnezeu pune în evidență măsura în care îl iubim pe Dumnezeu. Când iubești, nu e nimic prea greu, nu e nimic prea mult. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, nu e o problemă și nu ni se pare greu să împlinim poruncile lui Dumnezeu. Să spune cuvântul Domnului. Și uh, Domnul Iisus spunea: Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. So, în încheiere, aș vrea să spun că sunt aceste trei considerente, funcție de care unii ascultă sau nu ascultă de Dumnezeu. Uh, măsura cunoașterii, trebuie să-l cunoști ca să ai încredere să asculți de el. Uh, Obiectivul pe care îl ai, ce-ți dorești. Vrei să ajungi în eternitate, în slavă, alături de Domnul, n-ai o problemă să asculți orice. Toate pretențiile uh, enunțate de Cuvântul lui Dumnezeu nu sunt o povară, ci sunt uh, o împlinire pentru viețile noastre și cu gândul a țintit înspre eternitate n'avem avem nici cea mai mică problemă să ascultăm de Cuvântul Lui Dumnezeu. Și apoi, dragostea noastră care clocotește în inima noastră e, e forța care, care ne ajută să împlinim orice ne-ar pretinde Dumnezeu. Îl iubim atât de mult încât nu ni se pare mult orice ne-ar pretinde. Și aș vrea să, să spun că dovada iubirii supreme a făcut-o însuși Dumnezeu, prin Domnul Isus Hristos care... Vă dați seama, l-a trimis din cerul pentru noi. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, eu am trăit cu 16, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară ce să aibă veșnică. Vă dați seama ce măsură de iubire a avut Dumnezeu pentru noi? A sacrificat tot. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, cred că n-ar fi o problemă să ascultăm de el. Și totuși, credeți că există ceva ce ne poate absolvi pe noi de ascultarea lui Dumnezeu? Adică, dacă Dumnezeu mă cheamă pe mine la mântuire și eu refuz să, să accept această invitație a Lui, totuși, mă gândesc că dacă fac fapte bune, îi ajut pe alții, merg în vizită la bolnavi, Dumnezeu, totuși, în bunătatea Lui, o să treacă cu vederea faptul că eu nu am vrut să ascult ceea ce El mi-a spus și atunci o să vadă mai mult ceea ce am făcut pentru ceilalți, pentru semenii mei. O să de faptă mea bună și nici de cum faptul că am, am refuzat să-l ascult. Foarte bună întrebare și dați-mi voie să vă citesc din cuvântul lui Dumnezeu, că dacă v-aș spune părerea mea, ar fi relevantă sau mai puțin relevantă, însă cuvântul lui Dumnezeu este în măsură să ne răspundă și aceste întrebări. Și am să vă citesc din uh, cartea prorocului Samuel, din 1 Samuel, capitolul 15, Uh, unde tocmai uh, e un răspuns la întrebarea pe care mi-ați adresat-o, începând cu versetul 22, profetul Samuel îi spune împăratului Saul, care nu a ascultat de Dumnezeu, încercând să compenseze prin anumite jertfe pe care vrea să le aducă pentru Dumnezeu și să satisfacă oarecum uh, uh, pretenția lui Dumnezeu de a. De a, uh, de a primi ceva din partea omului. Și ascultați și spune Samuel, prorocul, dar de fapt Dumnezeu prin prorocul Samuel, îi spune împăratului Saul. Întâi Samuel, capitolul 15, versetul 22. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. E cu semnul întrebării. Și acum vine răspunsul. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului lui Dumnezeu face mai mult decât grăsimea berbecilor. Adică orice dar ai aduce, orice sacrificiu, orice faptă bună nu valorează absolut nimic atâta vreme cât tu trăiești în neascultare de Dumnezeu. Și continuă aici cuvântul Domnului și spune versetul 23. Și vă rog să fiți foarte atenți la ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca și ghicirea. Și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafimi. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și Dumnezeu pe tine. Deci, înaintea lui Dumnezeu nu cântăresc faptele noastre bune, absolut nimic atâta vreme cât suntem într-o condiție a neascultării, cât suntem într-o stare de împotrivire, la cuvântul lui Dumnezeu, ascultarea face mai mult decât jertfele. Și în cuvântul domnului, în, în altă parte în Scriptură spune că hainele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Adică noi nu ne putem cumpăra favoare înaintea lui Dumnezeu sau trecere înaintea lui Dumnezeu prin ceea ce facem. Pentru noi, ceea ce ne califică înaintea lui Dumnezeu a făcut Domnul Isus Hristos. Jertfa lui de pe calvar este singura care să ne îndreptățească de a avea iertare și trecere înaintea lui Dumnezeu, sângele Domnului Isus Hristos. Noi prin credință accesăm binecuvântarea lui Dumnezeu și prin ascultare de Dumnezeu intrăm în voia lui Dumnezeu și suntem plăcuți lui Dumnezeu. Așadar, lui Dumnezeu este să ascultăm de cuvântul lui. Absolut. Să ascultăm de el și atunci când noi o facem există anumite consecințe pe care ne asumăm prin faptul că refuzăm să le ascultăm, ne asumăm că vom accepta sau nu acele acele consecințe, dar indiferent de acceptarea noastră sau de refuzul nostru de a accepta, ele vor exista automat și fără, fără nicio, nicio reținere spun lucrul acesta. Dacă uh, iei două, două uh, obiecte din fier și le introduci într-o priză, uh, vei avea parte de o, de o nenorocire. Doamne ferește, nu vreau să uh, dau idei cuiva să facă lucrul acesta. Uh, nu alegi consecințele. Alegem ce să facem, să ascultăm sau să nu ascultăm, însă consecințele vin într-un mod automat, funcție de alegerile pe care le-am făcut. Mulțumesc că ne-ați împărtășit aceste gânduri. Cu Cred că sunt drag. de folos. Cred că oamenii au înțeles foarte bine ce înseamnă ascultarea și ce consecințe are neascultarea și vă mulțumesc că ați rămas până la final. E bucurie să știu că rămâneți până la final de fiecare dată și până data viitoare rămâneți în ascultare de Dumnezeu pentru că acolo este binecuvântare. Fiți binecuvântați!